Ok. Și am făcut un mecanism prin care putem să scriem, să citim recuperabil dintr-un sector de disc. Următorul pas, după cum vă spuneam, este să ne apucăm să facem o versiune recuperabilă pentru un sistem software. Spuneam că sunt două, de fapt, sisteme despre care vom discuta. Unul este cel de logging și cum putem să folosim logurile de sistem astfel încât să ne asigurăm că datele noastre sunt recuperabile în cazul unui crash. Și version history. Hai să spunem despre version history întâi, pentru că este iarăși foarte întâlnit și foarte folosit, nu numai, după cum vă spuneam, în programare. Ok. Cum funcționează version history? Păi, dacă în recuperabilitate regula de aur era să nu modifici niciodată singura copie validă, pentru version history, în versiunea poate cea mai corectă, este să nu modifici niciodată nicio copie. Deci întotdeauna să faci copii și te asiguri că copiile tale sunt valide până în momentul în care ai început să lucrezi cu sistemul respectiv. Bun. Se bazează foarte mult pe ideea de stocare în memorie. Și în engleză termenul este de cell storage. Ce înseamnă cell storage? Înseamnă stocare undeva într-o unitate de bază, într-o celulă, pe care tu după aia poți să tratezi drept atomic. Da? Poate să fie un sector de disk, de exemplu, sau poate să fie, nu știu, stocare de date undeva în cloud. Și de fiecare dată când vorbim despre un astfel de cell, gândiți-vă la, da, un chenar, o căsuță de memorie, în care voi scrieți niște date. Și hai să zicem că aici avem variabila x, pe care noi vrem să o modificăm și îi dăm o anumită valoare acestei variabile. Îl facem, nu știu, 0 inițial, inițializăm cu 0, după care modificăm, îl facem 2, după care îl facem 5 și așa mai departe. De fiecare dată când îi dăm o nouă valoare v acestei variabile, o punem în acest cell storage. Nu merge să fac recuperabilitate pe așa ceva, pentru că este o singură înregistrare. Până la urmă nu am niciun mecanism prin care să mă asigur că datele care au fost scrise acolo sunt corecte. Pe de altă parte, version history se bazează foarte mult pe ideea de stocare jurnalizată sau journal storage în engleză. Cum arată journal storage ăsta? Pentru variabila noastră x arată ceva de genul ăsta. Gândiți-vă că nu mai reținem acum doar ultima valoare a variabilei mele, și dacă vreau să am un version history pentru variabila mea x, trebuie să rețin toate valorile pe care variabila mea x a luat în decursul rulării programului meu. De la început până la final, dacă există un final pentru programul meu. Asta înseamnă că avem o listă înlănțuită de valori pentru variabila noastră. Să le stocăm pe toate cu timestamp-uri sau fără timestamp-uri, depinde cum implementăm sistemul nostru. Deci în interiorul acestei structuri putem să avem mai multe înregistrări de tipul ăsta pentru variabila noastră. Până la, nu știu, prima înregistrare pe care variabila X a avut-o. Și astea sunt o listă înlănțuită. Și aici, nu știu, avem variabila, valoarea n, aici avem valoarea n-1, n-2 și așa mai departe până la valoarea 1 sau 0, depinde de unde vrei să începeți, pe care a luat-o variabila noastră. De obicei, dacă vrem să avem și tranzacții concurente pe această variabilă, gândiți-vă, zona partajată de memorie în care facem citiri, scrieri și au acces acolo mai multe fire de execuție, putem implicit să ținem minte și ID-ul tranzacției care a făcut acea modificare.
Deci poate fi IDN, IDN-1 și așa mai departe, ID-1. Deci e identificatorul acțiunii care a creat acea modificare a variabilei noastre. Nu știu, pentru wiki, de exemplu, gândiți-vă la variabila noastră care o întreagă pagină de wiki și ID-ul este identificatorul utilizatorului care a făcut o modificare pe pagină. Pot să fie mai mulți utilizatori care vin și modifică pagina în mod concurent și journal storage-ul ăsta ne stochează nouă toate versiunile anterioare modificate pe pagina aia cu, evident, ID-urile fiecărui utilizator care a făcut o modificare la un moment dat și istoricul al tuturor acțiunilor. La fel se întâmplă și la Google Docs. Faceți o modificare pe un spreadsheet sau pe un Google Doc. Dacă aveți history enabled, o să aveți toată istoria în spate cu toate modificările pe care le-au făcut toți utilizatori. Same thing. Deci, în spate, ne bazăm pe funcții de genul ăsta. Write, journal, itemX, valoare și ID. Da, deci, astea sunt acțiuni care, pe care trebuie să le implementăm pentru stocarea din asta jurnalizată în sistemul meu cu version history. Unele acțiuni o să fie scrise la commit, altele o să fie scrise și nu o să mai apuce să mai facă commit. Gândiți-vă la chestia asta. Dacă nu apucă să mai facă commit, atunci, în cazul unui crash, pe acțiunile respective trebuie să facem undo. Pe cei care au făcut commit, trebuie să ne asigurăm că au ajuns să fie scrise efectiv în cell storage, în main storage. Și atunci trebuie să facem redo. Da? Deci, merg înapoi în listă, când fac crash recovery, hai să zicem, nu știu, a avut loc un crash aici, mă duc înapoi în listă și verific care este ultima înregistrare validă pentru datele mele, în cazul unui crash. Și mă întorc la aia. Evident, pot să mă întorc cu oriunde în spate. Și aici depinde foarte mult de constrângerile sistemului în momentul în care vrei să implementezi așa ceva. Poți să faci un version history cu două versiuni, una curentă și alta ultima validă, și asta îți ocupă cea mai puțină memorie posibilă, sau poți să faci un version history cu toate modificările, pe toate variabilele din programul tău. Poți să aplici ideea asta și la programe și în momentul ăla, evident că îți explodează footprint-ul memorie pentru așa ceva. Dar teoretic atunci poți să te întorci și practic poți să te întorci oriunde în execuția programului tău, la orice punct anterior. La așa e version history. Dar evident că nu poți să faci chestia asta pentru toate programele care rulează pe sistemul tău de operare. Ar fi prohibitiv din punct de vedere al costurilor de memorie și iarăși performanța ar fi degradată pentru că tot timpul trebuie să scrii datele astea în memorie. Bun. Și mai ai o altă funcție, la fel, de read journal. Read journal de itemX ID. Bun. Din nou, am spus că nu avem concurență în modelul ăsta. Deci scrierile acestea și citirile nu se fac într-un mecanism concurențial. Bun. Ce se întâmplă la crash? Care este mecanismul de crash recovery pe astfel de structură jurnalizată de stocare? Păi, pentru astfel de structură, se stochează în memorie un tabel pentru toate tranzacțiile care au făcut commit sau nu au făcut commit. Pentru valorile, pentru variabila mea. De exemplu, trebuie să monitorizez dacă este o tranzacție cu ID N a făcut sau nu a apucat să facă commit. La fel, tranzacția cu ID 1 sau ID 5 și așa mai departe. Și ceea ce se creează se cheamă un fel de commit record table. E un tabel care se înregistrează, evident, se face evidența comiturilor pentru fiecare ID al fiecărei tranzacții care a venit și s-a modificat variabila ta. Deci, acest commit record table arată cam așa. Gândiți-vă că avem aici toate ID-urile tuturor entităților, funcțiilor, utilizatorilor care au făcut modificări pe variabila noastră. ID 1, ID 2, ID 7, IDN, whatever. Okay. În momentul în care o astfel de tranzacție vine și vrea să modifice variabila mea, dar încă nu a apucat să facă commit,
se pune în pending. E un flag pentru fiecare ID de aici. Flagul ăsta se pune în pending. Dacă variabila a fost modificată de către funcția sau utilizatorul cu IDN, ăsta din pending devine committed. Ok? Și gândiți-vă că, nu știu, următoarea ID 2 este în pending, ID 7 este la fel în pending și așa mai departe. Când facem crash recovery, la ce valoare ne întoarcem? E ultima care a făcut commit. Este foarte simplu să faci crash recovery pe așa ceva. Pentru că tot ce trebuie să faci este să inspectezi acest commit record table și să vezi dacă tranzacțiile respective au făcut sau nu au făcut commit pe variabila ta. Și să te întorci la ultima. Sau să alegi una din ele care a făcut commit. Chiar și depinde cum îți implementezi sistemul. Poți să atașezi la acest commit record table și un timestamp. Și să ai istoria tuturor celor care au apucat să facă commit. Și pe ala trebuie să le, te asiguri că au făcut efectiv modificările respective. Deci sunt în cell storage valide. Și apoi te întorci la una din ele. Oricare. Cele care au făcut crash și sunt în pending, să faci undo. Și toate modificările care sunt în pending înseamnă că nu au apucat să facă commit. Deci te întorci la o stare anterior cunoscută în care ele nu au făcut nicio modificare. Mai se mai poate, de fapt, ca la un moment dat să faci abort în loc de commit. Și atunci trebuie să marchezi și chestia asta în commit record table-ul tău. Păi, ce faci dacă faci abort tu? Deci ăsta e un fel de fail, dar triggerat de tine, declanșat de către utilizator. Atunci, poate să îți întoarcă, de fapt, să-ți facă undo la modificarea respectivă. Asta e chestia. Cam așa funcționează version history și dacă este să implementați un sistem în acesta cu versioning și version history, trebuie să țineți evidența tuturor modificărilor pentru variabilele voastre. Acum depinde cât de granular vrei să fii cu variabilele astea, vă spuneam. Poți să te duci pe fiecare variabilă din programul tău și să faci un astfel de commit record table, ceea ce ar fi prohibitiv din punct de vedere al memoriei. Sau nu, depinde de aplicație. Dar poți să iei întregi zone de memorie și să aplici la ele acest commit record table. Să vezi când ele au fost modificate. Asta este latitudinea celui care implementează aplicația și în funcție de, evident, cerințele aplicației respective. Bun. Care ar fi problemele totuși cu version history? Funcționează foarte bine, este un sistem care este folosit pe scară largă în viața de zi cu zi. Fără el n-am mai putea să mai avem Wikipedia, n-am mai putea să mai avem niciun fel de dezvoltare în asta de software colaborativ. La echipe de zeci de oameni care lucrează pe aceeași bucată de cod ar fi aproape imposibil fără version history. Ok? Dar sunt și niște probleme cu version history. De exemplu, putem să aplicăm version history la un sistem de operare? În momentul în care am un crash în sistemul de operare, să fac crash recovery cu version history? Nu prea. Adică, evident că e posibil, orice e posibil, dar ar fi prohibitiv din punct de vedere al costurilor, nu se face așa ceva. Dar trebuie memorie imensă, numai ca să ții toate modificările astea. Și atunci, odată, nu faci version history complet. Adică ce înseamnă chestia asta? Nu salvezi din acest commit record table toate modificările pe care le are variabila ta. Îți faci un sistem de checkpointing în spate. O dată pe lună, de exemplu, salvezi starea cunoscută în sistemul tău de operare. Sau folosești altceva. Problema cu acest version history este că vedeți voi, scrierile în acest commit record table se fac de fiecare dată când se modifică variabila mea. Deci asta vine cu o penalizare destul de mare la performanța pe care sistemul meu trebuie să o aibă în mod normal. Și e un overhead mare în momentul în care vrei să faci version history pe sistemul tău. Durează. Te costă. Nu poți să faci sisteme care rulează extraordinar de rapid cu version history în spate. Crash recovery, pe de altă parte, la version history, cum este? Te taxează la performanță?
Cum credeți că e? Crash recovery. Dacă vrei să faci crash recovery pentru un sistem ăsta cu version history, e rapid sau nu e rapid? E foarte rapid. Deci, funcționarea normală cu version history, ești îngreunat, da? Mergi mai greu, crash recovery este extraordinar de rapid. Asta e problema, de fapt, cu version history. Și de-aia se pretează doar la anumite clase de aplicații, nu peste tot. Pentru că tu, în mod normal, vrei să fii foarte rapid, da? Și să ai performanță mare în momentul în care funcționezi, pentru că crash-urile nu se petrec atât de des. Și în momentul în care ai un crash, da, rulezi crash recovery și atunci poți să zici, ok, când am crash recovery, pot să trăiesc cu penalizarea de a face crash recovery pe un timp mai îndelungat. Să dureze ceva să fac acest crash recovery. Ok? Deci problema cu chestia asta este că e lent. Da, și nu zic că nu e bun. Este foarte bun, dar pentru doar o anumită clasă de aplicații. Pentru un sistem de operare, de exemplu, să faci version history la un crash, nu este o idee bună. Bun. Și atunci, introducem cea de-a doua idee și al doilea tip de sistem care să-ți permită să faci crash recovery, și anume logging. Hey, dacă la version history aveai o istorie a tuturor variabilelor tale și a tuturor valorilor pe care variabilele respective le aveau, la fel poți să faci și la login. Îți permite absolut același lucru. Nu este o pierdere în fidelitate. Dar vrei să fie funcționarea normală să fie cât mai rapidă. Și atunci poți să păstrezi ideea asta de self-storage. Și să faci read și write de aici. Dar, în același timp, să stochezi datele tale nu într-o structură din aceea de listă înlănțuită, în care e destul de greu să faci append și durează, ci să folosești proprietățile memoriei. Și anume faptul că dacă scrii la adrese consecutive în memoria ta, pe disc, scrierile sunt foarte rapide. Anume, dacă faci o scriere secvențială, într-un singur fișier, deci nu scriezi 1000 de fișiere fiecare pentru fiecare variabilă proprie și în care ții stocare jurnalizată pentru fiecare variabilă, ci îți faci un singur fișier în care scrii toate modificările pe toate variabilele tale, ăla este logul. Ăla este logul sistemului tău. Deci log pentru tine înseamnă stocare non-volatilă. Stocare. Și secvențial. Deci nevolatilă și secvențial. Asta e important. De ce e important? Pentru că odată fiind nevolatilă, poți să faci recovery, poți să te întorci la o versiune anterioară cunoscută, și secvențial, asta înseamnă că ești foarte rapid. Discurile și solid state drive-urile pot să îți stocheze secvențial date foarte, foarte rapid. Deci performanța ta nu este impactată în momentul în care faci acest logging. Bine, nu e un overhead semnificativ. Deci asta este rapid. Și asta, faptul că e non-volatil, poți să faci crash recovery. Bun. Planul e în felul următor. Cum faci crash recovery cu un sistem care are login? Hai să ne gândim. Care ar fi planul de acțiune? Da.
Sau poate să le scrie secvențial, deschide fișierul log la începutul rulării sistemului de operare și în timp ce da, modifică, vine și îți scrie variabile în log. Și tu vrei să ții un istoric al tuturor modificărilor pe o variabilă, de exemplu, sau pe niște date, stochezi chestia asta în logul sistemului tău. Bun, care ar fi planul? Cum am face crash recovery dacă am avea un astfel de sistem care face logging? Ok. Deci am un crash, da? Restartez. Primul lucru pe care îl fac nu este să rulez din nou sistemul de operare, ci sistemul de operare să-mi deschidă, să fie deschis într-un mod de crash recovery, în care îmi deschide logul sistemului meu, da? Și în logul respectiv, ce mă apuc? Mă apuc și inspectez ultimele înregistrări valide pentru informația mea. Și o să vedeți că nu sunt neapărat ultimele date care au fost scrise în log, pentru că s-ar putea ca datele respective să nu fie committed. Asta ține de felul în care iarăși se fac scrierile pe disc de către aplicația noastră. Da. Deci, automat, nu este nicio garanție că dacă ai scris în log că s-a modificat X, s-a făcut 3, îl avem pe X egal cu 3 și pe disc. S-ar putea să nu fie ajuns să scris pe disc. Da. Deci trebuie să parcurgem logul în sens invers de data asta, de la ultimele registrări către primele, și să găsim datele valide. Bun, deci planul nostru e în felul următor. 1. Avem un crash. Ok, nicio problemă. Rulăm crash recovery in log. Bun. Și aici ne uităm acum în logul sistemului meu. Și văd două tipuri de înregistrări până la urmă. Cele care au fost făcute, cele care au apucat să facă commit pe disk și cele care nu au apucat să facă commit pe disk. Și asta putem să le vedem ca fiind uncommitted. La tranzacțiile care sunt uncommitted, trebuie să facem undo, exact cum am discutat înainte. De unde? Din self-storage. Pentru că în log avem o variantă și în self-storage s-ar putea să nu avem varianta. Atunci trebuie să ne întoarcem la o variantă cunoscută și committed. La asta trebuie să facem redo. Sau install. În self-storage. Adică AX egal cu 3 în log. Dar și știi că a făcut commit, dar n-a apucat din vari motive să se scrie pe disc. Atunci trebuie să faci X egal cu 3 și pe disc. Inspectezi logul și iei de acolo datele. Ultima dată validă. Bun. 2. Dacă face abort. Ce se întâmplă dacă face abort? Păi dacă face abort, atunci automat trebuie să faci undo la acțiunea curentă. Da, mă rog, cu alte cuvinte trebuie să faci redo. Dacă acțiunea respectivă a apucat să facă commit. Ori undo, ori redo. Depinde unde te afli. Ok, și spuneam că logul sistemului meu este o structură în care scriu secvențial. Ok? O deschid, e un fișier pe care îl deschid și mă apuc și scriu. Deci e o structură append-only. Nu scoatem date din logul sistemului, nu le ștergem niciodată, teoretic. Când se umple, poate, memoria, atunci o luăm de la capăt. Da. E structură append-only. Și arată ceva de genul ăsta. Spuneam că avem două înregistrări. Unele sunt committed și altele sunt uncommitted. Da? Bun, deci putem să avem două tipuri. O să le desenez cât mai frumos posibil. Tipul 1 ar fi de tip update.
Hai să zicem că, nu știu, avem o tranzacție cu ID 123. Da? Și asta vine și modifică, mă actualizează valoarea lui X. E, putem să avem două înregistrări în acest log, una pentru undo și alta pentru redo. De exemplu, pentru undo putem să avem ceva de genul X este valoarea veche și pentru redo X valoarea nouă. Asta, evident, dacă am făcut commit. Dacă am făcut commit, citesc valoarea nouă. Dacă n-am făcut commit, citesc valoarea veche. Și mai am un alt tip de înregistrare în logul sistemului meu. Outcome. Cu alte cuvinte, dacă ID-ul, nu știu, 1, 2, 3 sau alt ID, hai să zicem că ID 422, a făcut commit pe X. Deci a apucat să scrie X în self-storage. Deci update vine și îmi semnalizează că e o modificare pe X, dar nu este garantat că modificarea asta a ajuns din RAM, din bufferul sistemului de operare, în self-storage, oriunde ar fi el. Și outcome îmi spune exact chestia asta, că modificarea respectivă, poate să fie cu ID 123 sau poate să fie un alt ID, a ajuns în self-storage. Deci a fost committed. Committed. Deci logul meu, vedeți, trebuie să permită și undo și redo, adică trebuie să țin și valoarea veche și valoarea nouă, pentru că nu știu dacă update-ul ăsta a făcut commit sau nu. Și pentru, iarăși, o anumită variabilă trebuie să țină registrări care să arate mie, să-mi valideze că a făcut commit. Da. Ce se întâmplă? Self-storage, în momentul ăsta, se comportă ca un fel de cache. Master copy, singura copie validă pe care o am, este de fapt undă. Pentru datele mele. În log. Logul devine master copy. Pentru informația mea. Ok, sunt niște probleme aici. Una ar fi când scriem un log. Și doi, cum facem crash recovery? Despre asta vă spun în continuare. Care e ordinea în care facem undo, redo și așa mai departe? De ce chestia asta? Pentru că problema completă arată ceva de genul ăsta. Hai să luăm un exemplu în care avem o bază de date care este stocată pe disc. Este un exemplu foarte simplu și foarte aproape de voi pentru că faceți cursul de bază de date. Bun. Avem o aplicație care folosește o bază de date. MySQL, NoSQL, I really don't care. Ok? Și apoi aplicația asta scrie într-o anumită porțiune din memorie. Gândiți-vă că, nu știu, avem discul nostru. Și aplicația vrea să scrie pe acest disc. Bun. Asta este self-storage-ul pentru noi. Da. Bun. Și vrea să fac, nu știu, WriteX în această stocare. Și la un moment dat are loc un crash. Aplicația asta mai scrie și într-un log al sistemului. Hai să zicem pentru simplitate că logul este pus în altă parte, nu este pe același disc. Poate să fie și pe același disc, bineînțeles, dar pentru simplitatea exemplului ăsta, să zicem că logul sistemului se află pe alt disc sau în altă zonă de memorie. Și aplicația scrie, evident că vrea să modifice pe X în acest log.
Bun. Deci, ce o să scrie de fapt? Face un update record că vrea să modifice pe X. Deci, adaugă în logul sistemului meu un update record de X. Pentru variabila mea X. Ok. Bun. Ce se poate întâmpla aici? Păi se poate întâmpla să aibă loc un crash aici și variabila mea să nu ajungă în self-storage. Da? Se poate întâmpla un crash aici și variabila mea, modificarea respectivă, să nu ajungă în loc. Acum, avem de ales. Putem să scriem prima dată fie în self-storage sau prima dată fie în log. Care ar fi metoda care e mai bună, strategia mai bună din punct de vedere al recuperabilității? Să scriem întâi în self-storage și după aia să modificăm logul? Sau să scriem întâi în log și după aia să pornim modificarea? Exact. Mai bine semnalăm intenția și întâi scriem în log că vrem să modificăm o variabilă și după aia modificăm variabila în sine. De ce chestia asta? Păi spuneam că logul devine singura copie validă pentru noi. Și atunci, în momentul în care ai un crash la scrierea în log, poți să faci undo din chestia asta, automat. Da, ai un crash aici, nicio problemă. Când restartezi, citești logul sistemului de pe disc și reiei, te întorci exact la o stare cunoscută anterioară. Ca și cum n-ai invocat niciodată că vrei să modifici pe X. Pe de altă parte, dacă tu ai scrie întâi în self-storage și după aia ai scrie pe log, s-ar produce un crash aici înainte să apuci să scrii în log, n-are start, te-ai trezit cu junk în self-storage. Deci ai expune la exterior o stare necunoscută în care ai această variabilă de care nu știi. Da? Pentru că tu când inspectezi logul sistemului tău, o să vezi că nu mai corespunde cu realitatea de aici. Și o să fie mai greu să faci crash recovery așa. Deci, protocolul pe care trebuie să-l folosim în momentul în care facem logging e poartă un nume destul de ilustrativ pentru ce face, se cheamă Write Ahead Logging. Write Ahead Logging. Ce înseamnă Write Ahead Logging? Înseamnă că scrii întâi în log și după aia scrii în self-storage. Da? Se mai abreviază WAL. Bun. Iarăși, pentru un astfel de commit record, un set de tip outcome, trebuie să o loghezi înainte ca ea să se petreacă efectiv. De ce? Pentru că ea îți rămâne în log și apoi poți să faci redo. Dacă ea n-a ajuns să fie stocată, la crash recovery poți să forțezi încă o dată un commit. Te asigur că s-a făcut acel commit. Deci crash recovery pentru noi, într-un astfel de sistem, este relativ simplu, dar da, durează mult. De ce? Pentru că în momentul în care faci crash recovery, procedura pe care trebuie să urmezi e următoarea. Restartezi sistemul tău, sistemul de operare, ce vrei tu, deschizi logul sistemului și începi și scanezi logul în sens invers. Da? De la cea mai nouă înregistrare la cea mai veche. Și ele, oricum, printr-o scriere secvențială, sunt înlănțuite, evident, de la cea mai veche la cea mai nouă înregistrare. Te ajută chestia asta. 2-1. Trebuie să faci o evidență a tranzacțiilor care au apucat să se scrie în self-storage și cele care nu au apucat să se scrie în self-storage. Cele care au apucat să se scrie în self-storage, pardon, trebuie să te asiguri că sunt acolo datele tale, și le ai în log, deci trebuie să forțezi o scriere înapoi în self-storage pentru acestea. Hai să le denumim cumva. Sunt cele care au câștigat, da? Deci au apucat să scrie înainte de crash și ăsta le numim winners. Cele care nu au apucat să scrie înainte de crash le numim losers. Losers trebuie să faci undo. Dar winners trebuie să faci redo. Da? Deci ai două tipuri de înregistrări. Ai winners.
Astea sunt tranzacțiile care au un log, o înregistrare de tipul commit. Sau abort. Și abort, dacă la un moment dat ai invocat abort, este tot un winner. Și losers ar fi orice altceva. Și orice altceva este loser. La chestia trebuie să faci undo. Bun. Și apoi trebuie să faci redo la winners. La care? La cei care au apucat să facă commit, da? Nu la aborte. La aborte nu trebuie să faci redo. Și undo losers. Și gata. Asta e crash recovery-ul. Asta e algoritmul de crash recovery. Evident, o să-ți ia timp, pentru că trebuie să parcurgi o groază de înregistrări. Depinde cât de multe ai setat în logul sistemului tău, dar automat, în momentul în care ai făcut chestia asta, te-ai întors la starea anterioară cunoscută. Garantat. Da. Da, aici aplicația trebuie să stabilească unde se oprește. Dacă ai un log pentru o singură variabilă, te întorci la ultima dată când a făcut commit. Da. Dacă ai log pentru mai multe variabile, x, y, z, să zicem, pentru fiecare te întorci la o stare, ultima stare la care a făcut commit. Sau poți să, nu știu, ai alt algoritm de crash recovery în funcție de necesitățile aplicației tale. Depinde. Dar, în general, faci un astfel de protocol. Da. Nu trebuie să loghezi logul, pentru că dacă n-ai scris în log, e ca și cum nu există. E exact chestia aia că dacă s-a creșit în momentul în care ți-ai scris chooser-ul, te întorci și citești de unde vrei. Păi, folosești recoverable put, recoverable get pentru scrierea logului automat. Da? Deci, primitivele pe care le-am enunțat în prima oră de curs, le folosești acum ca să scrii și să citești din log. Dacă folosești chestia asta, ești asigurat că orice fel de eroare software este evitat. Este tratat. Deci era, nu știu, poți să vezi recoverable put, recoverable get ca un bootstrap pentru version history și pentru logging. Nu poți să ai logging fără să te asiguri că scrii recuperabil la nivel de sector. Mai cum. Atunci, da, ți se corupe logul și la revedere.